Și vom face o pauză principală, aceasta o pauză principală la kilometru 15, unde locomotiva alimentează cu lemne și apă. Stăm aproximativ 15 minute. Tot la kilometru 15 avem un vagon magazin, primul vagon după locomotivă, cel maro, unde puteți servi băuturi coritoare, băuturi calde, plăcinte, gogoși, o țuică, o afinată, o bere. Să vă încălziți acolo în prima repriză. Puteți face poze cu mocănița, cu controlorii, dacă n-ați făcut, cum doriți. În stația finală Paltin veți putea mânca, avem locuri special amenajate, avem și un muzeu care vă stă la dispoziție, care conține toată istoria Văii Vasărului și a căii ferate existente aici. Despre calea ferată vă pot spune că este cea mai îngustă pe care se mai transportă lemne din Europa, ecartamentul ei fiind de 760 de mm. Despre mocănițe vă pot spune că avem 6 mocănițe cu aburi funcționabile și 4 locomotive diesel. Cele diesel sunt folosite pentru transportul forestier, cele cu aburi pentru transportul turistic. Cea mai veche mocăniță este din 1910, se numește Măriuța, a fost construită la Berlin. Cea mai nouă este din 1987, a fost construită în România, în Reghin, după modelul din Reșița. Să mergeți puțin la parcă. Ce ați făcut această excursie? Asta e prima mea întrebare. De foarte multe ori, în ultimii 10 ani, cel puțin de 3 ori pe an am venit în Maramureș și Voievodal și implicit la Păinile Izei. Păinile Izei este un colț de rai. Asta trebuie spus de la început. Și zona asta parcă e ruptă dintr-o altfel de poveste. Oamenii sunt altfel, locurile sunt altfel, obiceiurile și mâncarea lor este foarte, foarte bună. Ce îi face pe turiști să vină aici? Ce îi atrage din ce ați observat până acum să vină cel mai mult aici? În primul și în primul rând, tradițiile. Ei se mândresc cu faptul că provin din dacii liberi. Sunt niște oameni simpli, dar profunzi. Oameni care respectă istoria, respectă tradițiile și toate aceste acumulate dau o notă prin care turiștii care vin rămân impresionați, făcând comparații cu alte zone din țară. Este greu pentru cineva care vine aici, mai ales pentru prima dată, să cuprindă toate aceste bogății culturale, istorice și religioase și culinare, de ce nu, în doar câteva zile. Ce faceți cu turiștii? Pe unde îi duceți atunci când veniți în aceste zone? Noi avem mai multe programe pentru Maramureșul istoric sau voievodal. În excursia aceasta avem destul de puțin timp la dispoziție, motiv pentru care am încercat să le concentrăm într-o zi, să mergem pe latura istorică și religioasă și în altă zi pe natură, pe frumusețile naturii. Hai să le luăm așa pe scurt, ce înseamnă istorică și religioasă și după aia ce înseamnă frumusețile naturii. Bun, deci în prima zi, de exemplu, vedem Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Veset la Săpânța, Săpânța Perii, vedem Biserica de Lemn de la Bugeș Josani, unde este cămașa haiducului Pintea și o lecție de istorie, spun eu pe viu, vedem Muzeul Rezistenței Comunismului de la Asieț. Închisoarea. Și partea cealaltă? Și a doua, ziua a doua, nelipsita Valea Vasărului cu Mocănița, în trei sferturi din zi și după aceea o plimbare în Munții Rodnei la Cascada Cailor, eu zic că e binevenită. Care ar fi perioada cea mai potrivită pentru astfel de excursie? Când le recomandați turiștilor să vină în ea? Maramureșul este spectaculos oricând, de exemplu, eu ultimii unele 4 din 5 sărbători ale Crăciunului le-am făcut aici, deci iarna. Excursii noi le începem din luna mai până în luna octombrie, aproape în fiecare lună avem excursii, ori Maramureșul simplu, ori Maramureș-Bucovina, ori am făcut și un program nou Maramureș-Bucovina-Apuseni care să cuprindă, spun eu, zonele care păstrează cel mai mult tradițiile și obiceiurile din țara noastră. Acum, la final, știu că e foarte greu, dar aș vrea să-mi spuneți o părere personală. Care este locul preferat din Maramureș? Pentru mine? Da. Păinile Izei. De ce? Mă simt foarte bine, mă simt ca acasă. Eu am copilărie la bunici până la vârsta de 10 ani și am nostalgia vremurilor de atunci. Yeah.
Dar ce faceți cu ea acolo? Facem pieptare. Pieptare? Asta, deci asta ce e? Asta e lână, nu? Lână, păi lână. Și a fost spălată deja? Stofă de lână. Lână. Acolo nu mai este gata, care e făcut oară. Trebuie să îmble. Dar mă așa, dacă dai de trei ori. Și cine mai știe să cred? Păi care știe, vine și bea. Vine și bea, nu?